Salut, eu sunt Marius, am 34 de ani, sunt căsătorit, am o soție pe care o cheamă Oana. Împreună avem două fetițe minunate pe care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Cea mare, 14 ani, Larisa. Cea mică, 5 ani, Sara. Dumnezeu ne-a chemat pe mine și soția mea împreună să fim pastori. Păstoresc o biserică de romi, unde văd cum puterea lui Dumnezeu lucrează în această biserică. Sunt foarte mulți oameni care sunt schimbați de puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu îi aduce și îi schimbă. La fel, viața mea n-a fost la așa cum este acum. M-am născut într-o familie de romi. Tatăl meu a fost un om care a consumat foarte mult alcool și o bătea pe mama. Tot timpul venea beat acasă și o bătea. Noi auzeam copiii foarte mici fiind, auzeam țipătele ei, ne trezeam traumatizați, cu frică multă. Chiar noi eram bătuți de el. Era un om foarte violent atunci când consuma alcool, dar în schimb când nu consuma, era un om foarte blând, nu scotea prea multe cuvinte, nu prea comunica cu noi. Însă noi am crescut și probleme erau în casă, certuri. Am crescut în mediul acesta de frică, de probleme, de certuri, de scandal, de amărăciune. Nu aveam pâine, nu aveam bani de mâncare, toți banii tata îi consuma pe alcool. Duceam o viață de sărăcie, de lipsă, trăiam cu o sărăcie în inimă. Mă simțeam marginalizat, respins din cauza aceasta. La vârsta de 12 ani însă am plecat împreună cu niște prieteni de-ai mei și am vrut să ne jucăm într-un bloc care era în construcție și acolo am avut un accident, am căzut de la etajul 2, mi-am rupt mâna stângă și piciorul drept. Am avut un mare șoc atunci pentru că mâna stângă era, am căzut ceva de genul aici, s-a rupt. Și când am mișcat-o, se mișca doar umărul, pe loc am crezut că mi s-a smuls mâna, am simțit o mare spaimă și o mare frică, mă uitam în jurul meu să văd unde mi-este mâna. Am avut și piciorul drept rupt, mi-au pus în gips toată mâna, tot corpul, piciorul, mai era doar mâna dreaptă și jumate din piciorul stâng, afară totul era în gips. În timpul cât am stat în spital, tatăl meu nu vrea să o lase pe mama să stea acolo cu mine pentru că el credea că doctorii vor avea relații cu ea, pentru că el era foarte gelos. Țin minte că stăteam singur în spital, ea putea să vină până și când. Am stat o mare perioadă în gips, 3 luni de zile, o vară întreagă a durat. Când am ieșit afară din spital, tata a venit beat, ca de obicei, acasă și a început să bată pe mama și țin minte că a tras-o de păr, a dus-o undeva la balcon, a spunea că vrea să o arunce de la etaj. Am auzit țipetele mamei și dintr-o dată s-a făcut o liniște. Ea a putut să se smulgă din mâna lui și să fugă, dar eu atunci n-am știut și am trăit o mare panică, frică. Am crezut că a aruncat-o de la balcon și că ea este moartă. Mi-era și frică să-l întreb ceea ce s-a întâmplat, dar într-un final am reușit, el a venit la mine, a vorbit la adresa ei foarte urât, a făcut-o că este o femeie curvă și că ne-a părăsit și că nu ne iubește și că are pe altcineva și îl înșeală. Astea erau întotdeauna cuvintele lui și îl făceau să devină un om foarte dur cu ea, foarte rău. După perioada aceasta, mult timp stăteam singur în pat acolo, nu era nimeni, nu îndrăznea nimeni să vină pentru că el făcea foarte urât, le era frică neamurilor noastre să vină. Stăteam și pur și simplu în pat făceam toate lucrurile, nu puteam să mă mișc. El venea și m-a ajutat din când în când, însă într-o seară a venit foarte mânios și supărat, i-am cerut să-mi dea un pahar cu apă și el a luat un pahar de compot, l-a aruncat peste mine. M-am simțit umilit, jignit de el și am strâns în inima mea o răutate mare, vroiam să mă răspund, dar n-aveam cum, fiind imobilizat la pat. A trecut timpul, mama a venit înapoi,
Mă făcându-mă mai mare, nu mi-am suportat ca tata să bată pe ea, pe mamă în fața noastră și tot timpul săream să dau în el, să o apăr pe mama. Asta era în casa noastră, plus că aveam o ură față de el, aveam o dorință de a nu mai suporta lucrurile pe care el le făcea nou. Și de atunci eu am zis, ok, tu nu o să poți să fii pentru mine tată, nu o să ascult să fac ce vrei tu. Eu am o viață și vreau să mă distrez, vreau să nu mai sufăr suferința pe care am strâns-o în inima mea. Am început să am anturaje cu băieții de la 14 ani, 15 ani. Nu prea mai mă duceam la școală și am început să consum alcool la început, băieții din cartier. Mai târziu, ușor, ușor, viața a continuat. Nu mai vreau să ascult de ei, de părinți. Am început să consum droguri la vârsta de 17 ani. Am început să consum heroină. Imediat, de fapt, am devenit dependent de această substanță. Țin minte că mama, când a auzit, a avut un șoc foarte mare. Ea nu s-ar fi gândit vreodată să facă asemenea lucruri. Între timp, ea, din pricina problemelor, a ajuns cumva la o biserică în care acolo l-a găsit pe Dumnezeu, pentru că nu se mai suporta problemele din casă. Eu acum mă drogam, tata într-o stare de alcool și probleme. Ea a fugit undeva și l-a găsit pe Dumnezeu și acolo primea pace, primea bucurie, putea să meargă mai departe cu lucrurile care se întâmplau în viață. N-a trecut foarte mult timp și eu am început să fur pentru ca să-mi pot să-mi procur droguri. Nu puteam să stau fără ele și pentru că am furat, am fost arestat. Acolo, în arest, țin minte că mama mi-a pus o Biblie și i-a zis, poate că de acum încolo băiatul meu, fiind acolo, se va apropia de Dumnezeu. Însă inima mea nu era pentru Dumnezeu, aveam alte lucruri și în mintea mea și scopuri în viață. Însă s-a întâmplat ceva, că eu nu mai puteam să dorm noaptea fiind acolo, eram foarte îngândurat și îngrijorat. Într-o seară am pus mâna și am citit Biblia, care ea mi-a dat-o. S-a întâmplat ceva minunat, am putut să dorm liniștit. Când am văzut lucrul acesta, am început să citesc din Biblie doar pentru ca să pot să dorm, pentru că altfel nu mai puteam dormi. Și a venit la mine un gând și am zis, Doamne, dacă Tu existi cu adevărat, scoate-mă de aici și eu o să fiu un copil cu minte, așa cum mama spunea, o să mă las de toate aceste prostii. N-a durat 3 zile și am fost scos de acolo, însă a venit la mine un gând și a zis, ok, sunt tânăr, am timp să mă întorc la Dumnezeu, vreau doar să mai mă duc să mă distrez puțin cu prietenii mei, după care o să-mi țin promisiunea, însă n-a fost așa. M-am apropiat foarte mult de droguri, în fapte rele. Aveam prieteni care începusem să racolăm fete, să mergem, să le promitem că ne îndrăgostim de ele, că le vom iubi. Plecam cu ele în străinătate pentru ca ele să facă bani, ca noi să ne drogăm, ca să putem să ducem o viață destrăbălată. Țin minte că dacă eu nu mă drogam sau dacă nu aveam această substanță, nu puteam să trăiesc. De fapt, nu mai simțeam viața. Singura dorință de a trăi era doar atunci când eram sub această influența drogurilor. De foarte multe ori am încercat să renunț prin medicamente, prin tratamente, dar nu reușeam. Stăteam o perioadă după care începeam la loc și fericirea și împlinirea o simțeam doar atunci când mă drogam. Fără droguri și fără această viață destrăbălată, nu puteam să trăiesc. Am ajuns până acolo să plecăm în străinătate, să facem aceste lucruri. Am avut probleme afară, ne-am certat scandaluri cu oameni care la fel trăiau în viețurile lor foarte periculos. Am stat vreo 2 ani de zile, după care am venit înapoi aici în țară. Între timp am avut o mică ceartă, un scandal cu alt
băiat care consuma droguri. Ne-am dus într-o dimineață la el acasă, după ce fusese într-un restaurant toată noaptea, băusem, consumasem droguri, consumasem alcool, împreună cu fete. Ne-am dus la el acasă, el a fost supărat pe mine pentru o întâmplare cu alte fete și s-a dus în față la șofer, eu eram în spate, pe bancheta de spate cu o fată. A întrebat de mine și șoferul i-a spus că sunt în spate, a venit la ușa din spate, a deschis ușa și fără să mă întrebe absolut nimic, el avea un pistol, mi l-a pus în inimă, a pus să mă împuște, i-am dat peste mână și m-a împușcat în picior, mi-a apropiat pistolul. Când a văzut prietenul meu, șoferul, așa ceva, a băgat piciorul în mașină, a dat să fugă, m-a dus la spital pentru că explozia îmi făcuse o gaură în mușchi. Era un pistol cu bile de cauciuc. La un singur milimetru a trecut față de tendon. De fapt, era o gaură care puteai să vezi tendonul. Un singur milimetru a trecut față de tendon. Doctorul a zis că dacă mi-atingea tendonul, trebuia să rămân paralizat de piciorul drept. Cred că acolo a fost, sigur, mâna lui Dumnezeu, care avea un plan cu viața mea. Și am ieșit cu bine din această problemă. Eram un om care nu-mi păsa de viața mea. În timpul când am fost împușcat în picior, trebuia să stau liniștit, să nu mă mișc. Dar n-am rezistat. Țin minte că după câteva zile am început chiar să mă droghez și când m-am drogat am simțit o putere că am început să mă joc prin casă la un prieten. El a rămas șocat și uimit, a zis, tu ești un om foarte nebun, fiind împușcat în picior. Alergam prin casă și făceam toate aceste lucruri. Când mă drogam, simțeam o putere extraordinară, puteam să fac tot ce vreau, gândeam, mă duceam cu cluburi, ne drogam. Fete care erau dispuse să avem și relații. Nu mă interesa ce simte soția mea, aveam prima fată, nu mă interesa că ea nu are ce să mănânce acasă, de fapt, de multe ori când aveam bani, țin minte că furam banii de lapte, luam toți banii, doar pentru mine și pentru droguri. Așa a fost o timp de 10 ani de zile, de chin, de luptă. Însă după 10 ani de zile am început să consum anumite substanțe legale, se numesc în România, și aceste substanțe pur și simplu, atunci când le consumam, îmi dădea o stare de panică, îmi dădea o stare de a nu mai ști de ceea ce fac, de frică. Văzându-mă așa, am zis, ok, în ce direcție ajung. Un văr al meu, în acest timp, el a avut probleme cu alcool și a găsit o biserică unde l-a găsit pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos. L-am văzut pe el schimbat și el mi-a zis de Iisus, de ce a făcut în viața lui. La început n-am vrut să accept ceea ce el a făcut, dar stând de vorbă cu el, văzând că el este schimbat, am zis, de ce să nu încerc și eu acest lucru? Simțeam că este nevoie de ceva în viața mea, simțeam că trebuie să fac ceva, nu mai puteam să trăiesc în stilul care am trăit, simțeam că am nevoie de cineva să mă scoată din lucrurile care eram târât, pur și simplu. Și am zis, ok, o să încerc să vedem dacă ceva se întâmplă în viața mea. Și s-a întâmplat un lucru minunat. Într-o seară am spus că, ok, m-am hotărât să mă duc la această biserică. A doua zi m-am dus la biserică. Acolo, când am intrat, ceva s-a întâmplat cu mine, că am zis de azi înainte, nu mai mă droghez, renunț la toate lucrurile și așa s-a întâmplat. Am fost eliberat pe loc de droguri, de curvie, de alcool, de țigări, de toate lucrurile care eu le făceam. Și am început să urmez pe calea aceasta. De fapt, Dumnezeu a început să-mi schimbe viața și am văzut că există o șansă, există o speranță. Oricât de dificilă ar fi viața unui om, oricât de grea ar fi, ori prin ce ar trece el,
există o putere, există ceva în care să poată să fie schimbat, există o șansă de a putea să scape de droguri, de o viață trăită în greutate. Există cineva care poate să-i restaureze viața și acela este Iisus Hristos. Așa cum viața mea a fost schimbată, așa cum pe mine Dumnezeu m-a scos și m-a schimbat, cred că oricine și oricât de dificilă ar fi viața, Dumnezeu Iisus Hristos poate să vină să schimbe într-adevăr. Amin.